Pentru că mulți dintre voi sunteți pe noul gen de activitate și apreciați excursia de o zi sau să dăm o fugă până la. Noi nu ne permitem luxul ăsta pentru că de luni până vineri nu avem cum să lipsim. Dar recunosc, dacă aș lucra în alt loc, aș mai pleca așa, marțea sau miercurea, pentru că e dreptul meu la urma urmei. Noi suntem aici să vă dăm și idei și sfaturi și să luăm și pulsul din teren, cum se zice. Adina a plecat până mai aproape de munte să ne dea informațiile astea. Unde ai ajuns, Adina? Bună dimineața! Bună dimineața, la Curtea de Argeș astăzi, unde este și o ploaie măruntă, așa, care aduce puțin a lapoviță, să vedem dacă vom avea și nisoare în orele următoare, însă această vreme nu umbrește deloc strălucirea mănăstirii Curtea de Argeș, pe care am poposit să o vedem astăzi pentru întâia dată în această zi, pentru că avem un drum lung aici la Curtea de Argeș și ne aducem aminte de legenda meșterului Manole împreună cu starețul mănăstirii, arhimandritul Caliopie Ichim. Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit aici în istoria cea autentică a poporului român. Un loc de pelerinaj pentru creștini, dar și pentru iubitorii de cultură, de istorie, cei care vor să se reîntoarcă la originile poporului român. Iată mănăstirea Curtea de Argeș, cea falnică. Care este povestea ei? Sunt două laturi pe care le-ați pomenit. Este cea religioasă, dominată de prezența Sfintei Mucenițe Filoteia, copila acea minunată care are în continuare această calitate de a-i proteja pe copii, și prezența copiilor este din ce în ce mai numeroasă la noi la Curtea de Argeș, dar și cealaltă latură turistică care încântă în primul rând prin legenda meșterului Manole, care fascinează cu ideea de a zidi un trup uman într-un zid pentru a ridica o construcție. Rămânem sub imperiul acestei legende, este prezentată în forma autentică, chiar dacă ea nu are neapărat valoare religioasă, dar rămâne sub această frumusețe pe care mănăstirea o poartă și în felul acesta și-a făcut notorietate de care se bucură. Mai cu seamă în această perioadă vin pelerinii, pentru că pe 7 decembrie este sărbătorită mucenița Filoteia, care a avut, iată, știm și noi, o poveste tragică. A fost omorâtă de propriul părinte. Da, este o tragedie, cum ați spus, dar având calitatea de sfântă, primește o altă aură, aceea de a mângâia, de a bucura pe toți cei care se află aici la Curtea de Argeș. Pe 7 decembrie este ziua ei, dar bucureștenii s-au putut bucura de Sfânta Filoteia pe 27 octombrie, când a fost sărbătorit Sfântul Dimitrie Basarabov. Și prezența ei la București a mărturisit faptul că este foarte, foarte iubită în toată țara. Este un loc devenit pentru mai multe motive. Avem, pe de o parte, legenda meșterului Manole, care a zidit-o pe Ana, care purta pruncul în pântece, însă avem aici toți regii României și consoartele lor. Pe 18, pe 19 octombrie au fost aduse și rămășițele reginei mamă Elena. Iată un motiv în plus să venim aici la Curtea de Argeș să vizităm chiar și necropola regală. Da, vedeți, raportarea noastră este completă la istorie și unică în același timp. Regii României păstrează tradiția ca șefii de stat să fi fost înmormântați în cadru religios, în biserică. Ceea ce statul laic de data aceasta, statul pe care îl trăim cu toți astăzi, nu mai păstrează această obișnuință. Este foarte bine ca orice fel de om ajuns în responsabilități înalte să-și aducă aminte de Dumnezeu și să se îngrijească ca și pe viitor să fie cât se poate mai aproape de Dumnezeu. Sigur, pentru asta trebuie să și lucreze pentru casa lui Dumnezeu și pentru o viață spirituală. Nu contestăm măreția acestei mănăstiri criptorite de Neagoe Basarab, însă vreau să vă întreb dacă, de când au fost aduși aici regele Mihai, iată, și mama sa Elena, vin ceva mai mulți turiști, sunt ceva mai interesați de istoria acestui loc? Fără îndoială, numărul turiștilor a crescut de când cei contemporani cu noi, respectiv regina Ana și regele Mihai, au fost aduși și înmormântați aici la Curtea de Argeș, o noua necropolă regală de data aceasta.
semn că avem nevoie de repere care să ne le reechilibreze viața atât de încercată în această perioadă. Ea poate fi vizitată, necropola? Este vizitată în permanență. A existat o perioadă când, într-adevăr, din cauza șantierului în desfășurare, nu s-a putut vizita, dar acum este oricând la dispoziția doritorilor. Mulțumim tare mult, Părinte Stareț. Iată, această capodoperă arhitecturii românești de aici, de la Curtea de Argeș, mănăstirea Curtea de Argeș, cu o istorie de 500 de ani, care așteaptă să fie vizitată. Sunt foarte multe locuri pe care trebuie neapărat să le vedeți. Sunt mănăstirea, fântâna meșterului Manole, Curtea Domnească, necropola regală, dar și fabrica de globuri, în care vă poftesc câteva minute mai târziu. Cam atât pentru moment. Dau legătura în studio. Mulțumim, Adina este într-o excursie de o zi și ne demonstrează că o localitate micuță, cum este Curtea de Argeș, n-ar trebui să fie atât de nebăgată în seamă. Mergeți acolo pentru că merg spre munte. Am avut ocazia să cunosc localitatea aceea în care timpul nu mai e iuțit de nimeni. Atât de frumos a vorbit farmacista cu persoana dinaintea mea de la coadă. Și am simțit aerul ăla de cartier normal, în care farmacista o știe pe doamna care vine la cumpărături și o mai întreabă și de familie și o mai și ajută cu ceva. După aia am ajuns eu la coadă, bineînțeles că eu eram pe viteza de București, deja începusem să pufăi. Haideți, doamna, dați-mi pastilele, nu mă grăbeam nicio nicăieri, da? Na, eram tura de București. Și doamna, ce credeți, m-a întrebat și pe mine. Cum vă merge? Cum încheiați săptămâna? Oule, dar ce vrea asta de la mine? O, nu zic nimic, dacă e de la vreun serviciu secret. Nu e chiar așa. Deci, Curtea de Argeș. De văzut multe lucruri acolo.